Rata șomajului în județul Dâmbovița cunoaște o scădere. Cel puțin așa afirmă Cătălin Niculae, directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Acesta pune scăderea șomajului pe seama unor angajări de personal făcute de societăți din zona Găiești și Titu. Cu toate acestea, numărul șomerilor rămâne îngrijorător, peste 17.000 de dâmbovițeni. De la începutul anului am realizat o scăderea ratei șomajului, astfel că la sfârșitul lunii ianuarie rata șomajului se cifra la 8,22% față de 8,49% cât era la sfârșitul lunii decembrie. Aceasta s-a realizat datorită unor angajări care au avut loc în județul Dâmbovița. Pot aminti că la Arctic Vest s-au angajat 170 de persoane și angajările continuă. Și mai sunt și alte unități care și-au început activitatea sau care au început să facă angajări. O parte din șomerii din zona Titu și-au reluat sau și-au găsit un loc de muncă chiar și în București. Avem foarte multe dispoziții de repartizare pe care le completăm zi de zi. Nici disponibilizările nu bat pasul pe loc la nivelul județului Dâmbovița. Acestea continuă atât în sistemul bugetar cât și în cel privat. Am fost informat că în ședința Consiliului Local din Dâmboviște s-a luat hotărârea ca să fie restructurat 150 de posturi de asistență socială.